Dacia a demonstrat încă o dată că este la înălțime, cel puțin prin evenimentul care a avut loc astăzi la Hotel Ramada. În lumea renome, seriile nu au gen, femeile contribuie nu numai la crearea mașinilor, ci potrivit studiilor din industria auto, influențează 65% din decizia de cumpărare a unei mașini noi. Astăzi, la prima ediție a Galei Femeilor de Succes, am sărbătorit talentul feminin la Renault România și avem cu ce ne mândri, a declarat Radu Mavrodin, director Resurse Umane pentru România și regiunea Euromed Africa. Jerome Olive, director general Renault România, prezent la eveniment, a adus un omagiu tuturor femeilor. Felicit pe toate cele 5500 de femei care lucrează în entitățile Renault România pentru munca excelentă depusă. Forța noastră este dată de diversitate și de capacitatea noastră de a o folosi eficient. Acest premiu mă onorează, mă responsabilizează o dată în plus și mă motivează și mai mult. Țin să mulțumesc cu această ocazie, în primul rând, tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment, apoi colegilor mei din direcția logistică, din care fac parte de un an și jumătate, pentru că m-au susținut, m-au îndrumat, mi-au acordat încredere, au fost mereu alături de mine, așa cum sunt și astăzi. Mulțumesc încă o dată. Aș dori să mulțumesc, în primul rând, celei pe care o consider de asemenea una dintre femeile de succes ale grupului Renault România și care s-a aflat mai devreme pe această scenă, Anca Ureviceanu. Aș dori să-i mulțumesc domnului Silviu Sepciu, îndrumătorul meu din toți acești ani, pentru care nu mi-ajung cuvintele de recunoștință. Aș vrea să-l... Le mulțumesc de asemenea colegilor mei din direcția comercială, care m-au ajutat să mă integrez atât de frumos, și domnului Toma Dubruel, căruia îi port o stimă profundă. Colegelor mele de la comunicare Corporate Group Renault România, al căror profesionalism mă inspiră în fiecare zi, și nu în ultimul rând, celui care mi-a acordat prima șansă în această companie, domnului Liviu Ion. Și aș mai vrea să adaug ceva, pentru că în această sală se află astăzi alături de noi și jurnaliști. Le mulțumesc în egală măsură și lor, pentru că datorită lor am reușit să mă maturizez din punct de vedere profesional. La eveniment au fost invitate și au răspuns favorabil conducerea Consiliului Județean Argeș, a Primăriei Pitești, a Prefecturii, deputatul Mircea Drăghici și ministrul Rovana Plumb. Monsieur Constantin Nicolescu, notre président de région, vous nous faites l'honneur d'être là aujourd'hui. Si vous voulez dire quelques mots à l'Assemblée et particulièrement aux dames présentes aujourd'hui. Merci beaucoup. Bună ziua, doamnelor! În primul rând, ascultând discursurile dumneavoastră, mă gândeam ce să spun eu cu atâta frumusețe prezentată aici pe scenă. În primul rând, să felicit în mod deosebit această inițiativă a regiei Renault, a conducerii uzinei noastre Dacia Renault, pentru modelul care ne-l-a dat astăzi de a ne corecta ținuta noastră și comportamentul nostru vis-a-vis de aprecierea pe care trebuie să o dăm femeilor cu care lucrăm. Și eu conduc o instituție și în administrație și colegii mei aici de față și vorbesc și numele lor, că probabil timpul e foarte scurt, avem foarte multe femei. Eu, de exemplu, la Consiliu, 95% sunt femei, 5% sunt bărbați. Așa că vă dați seama că suntem în inferioritate totală. Și cred că e același cazul și la primărie și la prefectură. De aceea eu vă spun un singur lucru, aveți răbdare cu noi. Tot dumneavoastră ne conduceți, chiar dacă noi suntem ceva cocoși așa câteodată la un discurs, dar așa cum s-a spus aici, vă suntem datori cu multe lucruri. Echilibru familial, frumusețea dumneavoastră ne face în fiecare zi să zâmbim, faptul că ne dăruiți o familie și copii ne îndatorează încă o dată și pot să spun că la muncă sunteți mai conștiincioase decât noi. Mă bucur enorm de mult să pot și eu să vă felicit din tot sufletul și să vă spun că de fiecare dată, de câte ori o să am ocazia să prezint femei de succes, am să mă refer și la Fam Renault sau Women Renault sau femeile din Renault, care într-adevăr reprezintă un model și un exemplu pentru tot ceea ce înseamnă societate românească și nu numai românească, și societate europeană. Vă felicit încă o dată și îmi sper ca într-un timp relativ scurt
modelul dumneavoastră să fie preluat de cât mai multe dintre organizațiile din România și sper ca într-o perioadă relativ scurtă și politicile pe care guvernul Ponta și le-a propus pentru a îmbunătăți condiția familiei și pentru a crea acel echilibru sau acea conciliere între viața de familie și viața profesională să determine cât mai multe femei din România să poată să învingă și să dea la o parte barierele și să ajungă în poziții de conducere. România este a doua țară a grupului Renault în ceea ce privește efectivele. Cu 17.800 de angajați, femeile reprezintă 31% din numărul total de salariați, iar 32% din pozițiile cheie ale companiei sunt ocupate tot de femei. În domeniul ingineriei, dar și în cel al fabricației, femeile au o pondere de 28%. Rețeaua Oman Aron Renault România a fost lansată tot în anul 2010, iar în prezent numără 170 de membre cu 3 naționalități, română, franceză și turcă. În ultimii 3 ani, prin intermediul rețelei au fost organizate conferințe, seminarii, vizite și întâlniri cu managementul companiei, dar și cu acțiuni umanitare.